Oh my god, deci am găsit un video la care am râs cu plăcere. Bă, cu trei eram și eu pe YouTube, frate, zilele astea și ce să văd? Dau search pe YouTube, scriu acolo ceva și mi-apare deodată pe pagina a doua sau a treia, nu știu ce. De ce am apăsat eu să ajung pe pagina a treia și mi-apare tipul ăsta, fraților. Salutare, coaie de Paști! Astăzi am un top cei mai proști youtuberi din România. Wow. A zis cumva coaie de Paști? Bă, ce e neregulă cu tipul ăsta? Adică, să mor, de ce faci un videoclip și intro ar fi salutare, coaie de Paști? What the fuck? Partea la care chiar am început să râd ca lumea a fost când tipul ăsta a început să-i critique pe youtuberii noștri români. Pe locul 5 se află Nice Hate, prin cel mai handicapat și gay copil din România, care postează videoclipuri de căcat și suge pula la cai morți pentru că e un retardat. Maestre, stai așa, Gicu, what the fuck? La sfârșitul videoclipului am observat că tipul ăsta e moldovean. Cine știe, poate chestia asta cu cioaca cailor morți o fie o chestie de prin vas lui. Locul 4 este ocupat de cine altul decât un țigan handicapat, tot așa, care îmi suge pula. Frate, puștiu ăsta e un adevărat dicționar pentru înjurături. Încerc totuși să mai reduc din înjurături, dar hai totuși să vedem ce părere are tipul ăsta despre youtuberii români. Dacă totuși vreți să mă ascultați, v-aș recomanda să vă puneți căștile, că urmează un adevărat armagedon de la tipul ăsta. Pe YouTube un cerșetor, dar i-aș muie în gură, băga mi-aș pula morții lui și în familie de țigani, așa. Of. Măi, tipule, măi, tu n-ai niciun argument, ai doar un cartuș întreg de înjurături. Următorul locul 3 este Geo, un ratat care e un fraier și face numai videoclipuri de căcat, la fel dau dislike pentru că sunt un hater. Voi ați auzit? Pentru că sunt un hater. Bine, la cât e de idiot copilul ăsta, chiar nu mai are rost să recunoască, da, na. Locul 2, HD Gaming Row, un manelist infect. Îi dau foc la casă și mă duc acasă la el să-i scut familia de... Mor! Deci omul ăsta, pe lângă că e cel mai frustrat copil din lume pe care l-am văzut, trebuie să recunoaștem că are cele mai creative înjurături, să-mi trag palme. Întâi este Rafael, cel mai mare no-lifer din România, postează el și el videoclipuri pe acolo, un ratat, deci știu eu că măsa suge pula pe la centură. Și totuși no-liferul ăsta are mai mulți abonați decât ai tu ore de viață. Putu-i morții mamii lui, m-am săturat de youtuberii ăștia de căcat în România. Ăștia sunt cei mai proști youtuberi, dar dislike la ei, dați like la mine pentru a deveni țigan. Am revenit de Paști și să vă dau cu coaiele în cap să-mi vopsiți pula. Și da, să vă curgă ciclul de nas. Păi, Olifa, tipul ăsta e mai grav decât credeam. Pe lângă că am stat 2 minute din viață să ascult cum își bate el ciocanele de youtuberi, aud la sfârșit că le zice celor 90 de abonați a lui să le... Da, mă rog, ce a zis el mai înainte? Da, nu îndemn pe nimeni să facă ce a făcut copilul ăsta pentru că e grav rău. Puștiu ăsta pur și simplu a cerut atenție în cel mai grav mod. Să fii atât de idiot să vezi că nu ai voce destul de groasă încât să ți-o modifici ca să poți să-i înjuri pe tipii ăștia. Până la urmă, copilul ăsta s-a luat de niște oameni în toată firea. Nu e ca și cum s-ar fi luat de un youtuber de 10 ani, dar chiar și așa nu avea dreptul să se ia în halul ăsta de nimeni. Bine, repet încă o dată. Atenție, mod activated, da. Până data viitoare vă sugerez să nu faceți niciodată ca tipul ăsta, să vă faceți părerile voastre nu chiar atât de publice și vă urez baftă și noroc. Salut, bă!